Etapa și premiera pentru CS Otopeni. După ce a cucerit primul punct în Liga 1, runda trecută, Otopeniul a câștigat în premieră în primul eșalon 2-0 cu Gaz Metan Mediaș, care pare doar o glumă față de echipa care a umilat Timișoara în a treia rundă a sezonului. Punctul câștigat etapa trecută la Târgu Jiu le-a dat curaj celor de la CS Otopeni, care au început în forță derbiul nou promovatelor de la Ploiești cu Gaz Metan Mediaș. Cristi Constantin în minutul 16 și Chiacu 18 minute mai târziu au ratat ocaziile primei reprize pentru echipa care nu câștigase niciun meci în istorie în prima ligă. Fostul dinamovist Chiacu a mai ratat o șansă de gol în minutul 51 și a amânat cu 9 minute deschiderea scorului, venită grație portughezului Diogo la prima reușită în Liga 1. Primul succes din istorie pentru CS Otopeni a devenit certitudine în minutul 67, la supervoleul lui Scarla Tache, fundașul împrumutat de la Dinamo. Putea fi chiar 3-0 pentru ilfoveni în ultimul minut dacă arbitrul Georgian Ionescu ar fi acordat penaltiul solicitat de secundul jucător al Otopeniului, Caramarin. Ne-am creat mai multe ocazii de gol. Consider că victoria este pe deplin meritată. Faptul că am reușit în același timp să depășim, să ieșim după locul 18, pentru mine este o altă bucurie. Ușor, ușor jucătorii sunt convins că se vor apropia din ce în ce mai mult la ceea ce le cer și vom deveni o adevărată echipă într-un scurt timp, o echipă care să pună probleme celorlalți. Un joc lipsit de consistență din partea echipei Gaz Metan. Din păcate, la fel ca în toate jocurile, în momentul în care am primit gol, se rupe ceva la echipa noastră. E o echipă care e foarte labilă psihic.